primul președinte de democrație și de venirea familiei, că de aia a fost în serie, că a fost în România, ce, cum putem să facem să fie lucrurile pentru dumneavoastră? Păi, dar și nu știu. Dar și nu știu.
Îl te-ai meleșcat. Deci, de aici, Radu Timofte a murit. Ăsta a fost și directorul SRI-ului la un moment dat. Aici e Gheorghe Tinca. Cum se scrie asta? Tinca. Cum se aude? T-I-N-C-A. Radu Tinca. Nu, Gheorghe Tinca. E, cred că și acum, ambasador la Praga. Așa. Și ăsta e Meneșca, Teodor Meneșca. Când încă n-avea părul așa. Foarte, îți spun asta, într-adevăr, trebuie făcut un album, nu multe exemplare, câteva, și dat la bibliotecile importante, uite cum e, Biblioteca Academiei, Biblioteca Babeș-Bolyai din Cluj, da. Universitatea București, asta trebuie neapărat, pentru că Orațiu rămâne, cum a spus un reper. Aici, efect. Hei, îmi pare bine să ne întâlnim. Iată, ați realizat o expoziție Ion Rațiu, aici la Muzeul Țăranului Român. Împreună cu Răzvan Oroșanu și toată echipa lui. Este un demers care pe mine mă impresionează foarte mult, pentru că o bună bucată din viața lui Ian Curațiu, dar și din viața mea, am parcurs-o împreună, în exil și în România, care s-a dorit și încă se dorește democrată. De plin democrată încă nu e, așa cum visam noi, Ion Rațiu și cu mine. Domnule, unde erați în exil? În exil eu am locuit în Germania, la München, și eram într-o comunicare permanentă cu Ion Rațiu, pentru că se reușise până în 1984 coagularea unei mișcări românești care s-a numit Uniunea Mondială a Românilor Liberi, bineînțeles covârșitor prin meritul lui Ion Rațiu, un om al cărui suflet de român nu și-a diminuat 50 de ani intensitatea. Și ceea ce și mai mult m-a impresionat, că românul Ion Rațiu pur și simplu a reușit să-și românizeze până și soția. E adevărat. Lisbeth Rațiu, englezoaică pur sânge, și totuși în frumoșii lor ani de căsnicie, a devenit o româncă de nădejde. Da. Și mi-aduc aminte, în foarte multe episoade, ori în Germania, ori când am înființat UMRL-ul, doamna Rațiu ne-a fost aproape exact ca un patriot român. Și asta a fost impresionant pentru mine și am admirat cu atât mai mult angajamentul lui Ion Rațiu. Sigur, în vremea exilului era deja printre puținii români care se mai pronunțau public cu privire la problemele românești, de-ar fi să mă gândesc la cărțile pe care le-a scris, într-una din ele, apărând în vremea aia, în vremea cortinei de fier, în vremea blocului comunist, apărând o propunere formidabilă și bine argumentată de către Ion Rațiu, și anume finlandizarea României, ceea ce ar fi condus la o relaxare a vieții din societatea românească. Am militat și eu pentru acel țel. Dumnezeu a vrut, Doamne ajută, să aducă mai repede căderea cortinei de fier și atunci finlandizarea n-a mai fost necesară. S-a trecut direct la NATO-izarea României,
la europenizarea României și trebuie să spun că exact acum, când România se integrează puternic în Uniunea Europeană și în NATO, lipsește personalitatea unui Ion Rațiu. Acum ar fi fost Ion Rațiu într-adevăr imperios necesar societății românești. I-ar fi dat orientările necesare. Adevărat, și pentru Ion Rațiu, și pentru mine, și pentru mulți, mulți alții, poate momentul decembrie 89, Revoluția, a venit cam prea târziu. Nu mai reușeam să provocăm, să producem schimbări fundamentale în societatea românească, pentru că aproape 50 de ani de comunism a distorsionat mentalitatea românească, i-a condus pe oameni spre un individualism exacerbat, care se simte încă, și împotriva căruia Ion Rațiu a luptat întotdeauna. Ion Rațiu n-a fost deloc un individualist. Dimpotrivă, a manifestat un altruism, nu numai demn de toată lauda, dar și un excepțional exemplu pentru noi toți ceilalți. Era un om care practic avea o situație perfectă în Anglia, reușise din punct de vedere social, economic, știu că a și primit la un moment dat propunerea de a deveni parlamentar englez și totuși a rămas român și întotdeauna s-a preocupat de toți ceilalți români. Au fost situații când în exil români ceva mai nevoiași au ajuns în greutăți și știu cum Ion Rațiu le-a sărit imediat în ajutor. A venit Revoluția și mi-aduc aminte, împreună cu alții, l-am întâmpinat la aeroportul Otopeni. Avem fotografie. Era, da, sunt și fotografii, am văzut, mi-au trezit de bună seamă nostalgia. L-am întâmpinat acolo cu foarte mulți țărăniști, de bună seamă. Era și domnul Corneliu Coposu și în autobuz, pentru că aveam cunoștință de diferențele lor de viziuni politice, trebuie știut că între Ion Rațiu și Corneliu Coposu nu a fost, Doamne ferește, dușmănie, ci doar perspective diferite de promovare politică a unor idei creștin-democrate, țărăniste. Iată un termen politic care, din păcate, încă nu e confirmat în Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat. Ar trebui acest partid, așa discutam și cu Ian Curațiu, ar trebui să-și aleagă calea politică exact acolo unde sunt 49% din populația României, și anume țărănimea, în mediul rural, să se folosească acel ț din titulatură. E, aici era diferența de viziune între Corneliu Coposu, orășan prin excelență, și Ion Rațiu, londonez prin excelență, dar mult mai apropiat de țăranul român. Mi-aduc aminte că la sediul lui din Regent Street în Londra, costumele populare și muzica populară erau unanim prezente. Și avem aici fotografiile de Ion Rațiu cu... Exact, cu acel cojoc țărănesc. Da, el era înrădăcinat în filonul poporului român, care este țăranul român. Probabil va mai dura câteva zeci de ani până când românul va fi deplin orășenizat. El este, în esența lui, încă un rural, ceea ce nu e rău, nu e peiorativ spus. E formidabil.
dovadă că până și prințul Charles a scos asta în evidență la vizitele lui în România, în Transilvania mai ales, și a spus, conservați asta pentru că nu mai există nicăieri în Europa. Și asta știa și Ion Rațiu și s-a angajat pentru asemenea păstrări la nivel european, să spunem așa, poate nici n-ar fi rău ca România să fie în același timp și un muzeu pentru Europa. Ceea ce politic ne-ar ajuta foarte mult. Muzeele primesc din ce în ce mai mulți vizitatori, așa că n-ar fi rău să vină și în România, așa cum, iarăși în niște discuții cu Ion Rațiu, ne-am gândit cum să facem să se deschidă România, cu toate că fusese o revoluție, cu toate că declarativ se trecea la pluripartitism și democrație, România rămânea încă închistată și încă nu s-a deschis de plin. Ea trebuie să se deschidă și atunci, probabil, de undeva de acolo din ceruri, va fi mulțumit și Ion Rațiu, un om care în activitatea sa politică de după 90 în România a întreprins ceea ce puțin alții au făcut. Sigur, vestitul episod al opririi minerilor în Parlamentul României va rămâne în cartea de istorie acel moment în care Iancu Rațiu a dat dovadă de o stăpânire de sine și chiar și curaj ieșit din comun. Și aici avem o serie de fotografie care arată momentele dinainte. Exact, da, da, da. Sigur că simțul lui democratic l-a făcut deschis tuturor personajelor politice, ceea ce în îmbărșunarea începutului anilor 90 a creat la un moment dat, i-a creat lui Ion Rațiu și o atmosferă negativă. Oamenii gândeau alb și negru. Ion Rațiu spunea, bun, este adversarul meu politic, dar nu este dușmanul meu pentru că e român. Nu împărtășesc ideile politice, dar nu pot să-i contest existența românească. Și asta de bună seamă că a fost de multe ori interpretat greșit. Știam că o să treacă totul, fiind eu mai tânăr, dar, din păcate, pentru Ion Rațiu n-a mai fost timp, el sfârșindu-se din viață în 2000, n-a mai fost timp să savureze, într-adevăr, înțelegerea democratică din partea chiar a propriilor partizani politici, care de multe ori am auzit și eu căutam să-i liniștesc, zic, fiți fără grijă, Ion Rațiu rămâne un național sărănist autentic, da, dar de ce vorbește cu Iliescu, da, dar de ce vorbește cu Oliviu German, da, dar de ce... Așa era atunci împărțită încă societatea românească, poate, sigur, ceva normal venea poporul român după o revoluție sângeroasă în care fuseseră omorâți oameni, trăiseră acele tensiuni formidabile pe străzile României și trebuia mai mult timp să se vindece rănile. Ion Rațiu, venind din exil de la Londra, era gata vindecat și atunci, practic, i-a fost și lui, sunt convins, greu și românilor le-a fost greu să-l înțeleagă, iar el să se poată reintegra. Nu se putea reintegra într-o atmosferă de dușmănie, el care era democratul prin excelență, campionul. Mă bucur acum, iată, suntem în 2016, să citesc pe aici, pe acolo, prin ziare, prin comentarii, că Ion Rațiu este cotat, este considerat ca exponentul simțului democratic în România, ceea ce e frumos, va rămâne așa și așa a și fost. Probabil acum noua generație, cea care acum se afirmă, va avea foarte mult și din moștenirea Ion Rațiu, pentru că sigur, oamenii se liniștesc, poporul român se liniștește, se europenizează, se democratizează și
Speranța, cum am mai spus, este să ne vadă și ea în curajul de undeva de sus și să se bucure. A făcut ceva iarăși formidabil, când nimeni nu avea curajul, nu? Majoritatea jurnaliștilor preluaseră ziarele comuniste, le-au privatizat, la fel ca pe fabricile de rulmenți, mai știu eu care, și sigur, acum se numeau ziare democratice. E bine, cel care a înființat un ziar din prima secundă democratic a fost Ion Rațiu, cu vestitul ziar și titlul Cotidianul. E peren, încă se păstrează titlul acesta de publicație și am avut fericirea să îmi permită să scriu comentarii de ale mele în ziarul Cotidianul. Am păstrat o bună parte din acele articole, chiar fâșiile, coloana din ziar, și câteodată le mai parcurg așa cu nostalgie, dar în același timp îmi dau seama cât erau articolele noastre de atunci, în anii 90, cât erau de fundamentate, iar astăzi n-ar mai fi bune de nimic. România a trecut deja pragul, cum s-ar spune. Totul e să se consolideze. Revenind tot la Ion Rațiu, mi-aduc aminte o vizită pe care i-am făcut-o aici, în strada Armindeni, unde locuia, și unde am asistat la ceva tipic românesc. Și uite, vreau să spun asta să rămână. Era seara și a venit o grupă, să spunem, delegație a partidului lui, să-i solicite un ajutor financiar, că trebuiau să plece în Elveția și au cerut nici mai mult, nici mai puțin, că de era milionarul Ion Rațiu, 50.000 de dolari. Sărmanul Iancu Rațiu a dat din colț în colț, era seara, pe la 8. Deci, bine, dar nu știu dacă am atâția bani în casă. Și a început să caute până toate sertarele și mi-aduc aminte, a găsit în jur de 20.000 sau 30.000 de dolari, dar nu 50. Le-a oferit banii aia celor care veniseră să-i ceară, au plecat, mă rog, acum toată lumea se gândea, sau eu și Iancu Rațiu, doamne, ori fi mulțumit, o să se mai strângă și ei cu cheltuielile și o să le ajungă banii ăștia, se duceau într-o vizită politică în Elveția. Ei bine, am rămas mai mult decât uimit, încremenit, aș spune, când după câteva zile, în ceea ce se numea biroul politic de conducere a partidului, cu Ion Rațiu de față, și mă rog, mi s-a permis și mie să asist, a fost criticat că nu ajută partidul, că i s-au cerut niște bani și ar fi fost atât de zgârcit încât le-a dat mai puțin. Culmea, niciunul dintre cei care îl criticau nu pusese măcar vreun bec la acel partid, sediu de partid. Totul a fost plătit de Ion Rațiu, sărmanul, și cu toate astea era criticat. Sigur că sunt reminiscențe românești. Oamenii au fost obișnuiți în vremea comunismului să primească. Să primească din partea partidului, să primească din partea statului, să primească, mai știu eu de la cine, dar să primească. Sigur că în momentul în care a apărut Ion Rațiu cu faima de potentat financiar, credeau că este Moș Crăciun și că tot timpul o să-i alimenteze cu bani. Lucru care de altfel a și făcut în multe situații, dar niciodată n-a fost de ajuns. Niciodată nu s-a considerat că e de ajuns, cu toate că eu, care sunt ceva mai obraznic, le dădeam replica. Zic, dom'le, bun, v-a dat prea puțin eu în rațiu, dar dumneata cât ai dat? Dumneata, păi nu, că noi n-avem, că suntem amărâți, că suntem pensionari, că bun, aveau justificări de ce n-au dat. Dar cum puteau să critique pe cineva care, indiferent de sumă, totuși a dat? Îmi aminte că Iancu spunea, știi cum să facă o mică avere în țară?
Și zic, nu, să încep cu una mare. A, da, da, din mare devine mică. Sigur, pentru că el se afla în acea categorie extrem de restrânsă a demersurilor financiaro-economice corecte. Ceea ce, din păcate, încă nu e cazul în România. Nu știu când se va întâmpla minunea, dar, într-adevăr, un om educat ca Ian Curațiu, un om cu ideile de afaceri ale lui Ion Rațiu, încă, atunci oricum, dar încă nu s-ar putea descurca într-o Românie în care perversitatea comportamentală e predominantă, ca să nu spun mai mult. Între timp au apărut chiar și cărți cu titlu Hoția la români. E bine, dintr-o asemenea carte, incontestabil, trebuie exclus unul ca Ion Rațiu. Întotdeauna a fost corect și de-aia, de bună seamă, în România nici n-a prea avut succes economic. Noroc cu afacerile care se derulau deja în Anglia și în străinătate în general. Sunt convins, am făcut eu așa la un dat o estimare și poți să mă contrazici, dar cred că nu n-ai avea ce să contrazici. Eu cred că pe Ion Rațiu revenirea în România l-a costat vreo 7-8 milioane de dolari. Cu totul, așa, cu tot ce a cheltuit, cu lefuri pe care le-a plătit, cu oameni care l-au furat, știu, cunosc, pur și simplu erau, îi considerau oameni de încredere și l-au furat, pur și simplu. Așa că și întotdeauna a reacționat cu acea jovialitate a lui, care pe mine câteodată mă enerva și îi spuneam, domnul Rațiu, dar totuși v-au furat banii. Da, da. Nu, lasă, dragă, nu e nicio problemă. Asta e, ce să-i faci? Sunt român de-ai noștri. Întotdeauna răspundea așa. M-a explicat odată că el s-a comportat așa pentru că lui era, ea n-a vrut să fii ca ceilalți. Deci da. Ceilalți merg cu suspiciuni, da. El prefera da. Seninătatea, da. Și investea foarte multă încredere în oricine. Era formidabil, avea această putere extraordinară. Revenind puțin la exil, mi-aduc aminte acea formidabilă ședință de înființare a Uniunii Mondiale a Românilor Liberi la Geneva în 1984, când ne-am pomenit acolo cu nimeni altul decât propagandistul lui Ceaușescu în Occident, Iosif Constantin Drăgan. M-am așteptat să aibă loc așa o oarecare tensionare. E bine, Ion Rațiu l-a privit ca pe oricare alt român, știa cine e, știa ce hram poartă, știa că e omul securității și a lui Ceaușescu, știa că era unul dintre aceia care propagau minciuna și totuși l-a tratat cu foarte mare deschidere spre enervarea unuia ca mine, sau mai știu eu ceilalți. Mi-aduc aminte, chiar ne-am spus, zic, domnul Rațiu, dar chiar așa, zic, pe mâine să ne pupăm și cu Ceaușescu. Da, așa era Ion Rațiu. Și acolo a redactat aceste 10 porunci. Alea au fost cele 10 porunci ale exilatului. Că se înțeleg că nu e prezent. Da, și vestitul lui Dicton, practic, nu? Pe care l-a preluat, că voi da și ultima picătură de sânge ca să ai dreptul să fii împotriva mea. Și ceea ce mie mi-a rămas în minte este ceea ce ne-a relatat fratele tău Nic Rațiu la moartea lui Ian Curațiu, când a spus, omul cât trăiește învață, iată, eu acum învăț să mor. Da. A fost formidabil și, într-adevăr, am stat și am reflectat după ce am citit asta, câtă dreptate avea, până și a muri trebuie învățat. Și întreaga viață Ion Rațiu
se vedea că învață. A învățat să redevină cetățean al României, cu toate că, spre admirația mea, și i-am luat exemplu, a rămas până în ultimele zile de dictatură, a rămas doar refugiat politic în Anglia, chiar dacă era căsătorit cu o englezoaică, lucru care pe mine m-a impresionat și am preluat și eu. N-am luat cetățenia germană, chit că am stat acolo 20 de ani. Am preferat să rămân cu statutul de refugiat politic, având și o semnificație practică totul, politică. Știe toată lumea, sau mă rog, cei de vârsta noastră, că întotdeauna regimul Ceaușescu și Ceaușescu dădea replica amestec în treburile interne. E bine, Ion Rațiu sau unul ca mine, noi nu ne amestecam în treburile interne pentru că era țara noastră. Eram împotriva unui regim, dar nu eram împotriva țării noastre, lucru pe care Ion Rațiu l-a dovedit cu prisosință. Sigur, i s-au adus reproșuri din vremea războiului, cum că ar fi lucrat la BBC și a dat indicații aviației britanice unde să bombardeze România. Nu, nu România. Ion Rațiu până și atunci s-a angajat împotriva oricărui regim dictatorial, oricărui absolutism. Pentru că absolutismul, că e de dreapta, că e de stânga, sfârșește în totalitarism, ceea ce Ion Rațiu a contestat întotdeauna cu vehemență. Se născuse practic democrat. În gena lui Ion Rațiu era democrație. Și probabil vine asta și de la strămoșii voștri care s-au angajat pentru afirmarea, pentru determinarea democratică a românilor din Transilvania în vremea Imperiului Austro-Ungar. Și din mediul în care a crescut, da, și mediul multiculturalist. Exact, multiconfesional, multicultural. Și după 1918, pentru respectarea conlocuitorilor minoritari, respectarea culturilor, respectarea limbii, respectarea obiceiurilor, ceea ce, sigur, lui Ion Rațiu i-a insuflat această stare de a deveni un om eminamente democrat, indiferent de condiții. Și pentru că reproșul respectiv l-am auzit de la mai multă lume din timpul războiului, eu însumi mi-am pus întrebarea, oare eu ce aș fi făcut? E bine, sunt convins că aș fi procedat exact cum a făcut Ion Rațiu. În România era o dictatură. Nu era o dictatură comunistă, era o dictatură de dreapta, dar tot dictatură. Ceea ce nu trebuie admis indiferent de condiții. Și indiferent de repercusiunile, eu știu, sociale, nu? Critici și așa mai departe. Nu contează. Întotdeauna deschiderea democratică va rămâne emblema unei personalități ca Ion Rațiu, așa va rămâne în istorie și sigur va fi consemnat în cărțile de istorie românești ca un campion al democrației. Am fost fericit să-i fiu contemporan. Am învățat foarte mult de la Ion Rațiu, chiar dacă n-am stat să buchisesc cărțile sale așa unul lângă altul, dar l-am urmărit și pentru că mi-a impus, am și preluat foarte multe. Oarecum, poate nepotrivit stadiului actual românesc, și eu mă confrunt aproape cu aceleași opoziții în societatea românească cu care s-a confruntat și Ion Rațiu, este probabil soarta acelora reveniți din exil, trăind în același timp și o dramă identitară.
Noi nu suntem de acolo, dar nu mai suntem nici de aici. Nu mai suntem din acest aici, de astăzi. Noi suntem din România. Și mai e o greșeală pe care cred că a făcut-o și Ion Rațiu. Și anume, fiecare exilat român care a revenit a vrut să imprime țării lui și a lui standardul țării din care venea. Dar noi, exilații, am fost în mai multe țări. Păi nu poți să faci din România și Anglia, și Germania, și Franța, și Italia, cu toate că toți cei cu care am stat de vorbă reveniți din exil își doreau transpunerea societății în care au trăit mai mult sau mai puțin timp în România. Ar fi ieșit un amalgam. Și atunci mi-aduc aminte, într-o discuție cu Ion Rațiu și mi-a dat dreptate, i-am spus, domnule Rațiu, nu vom putea importa nici Anglia, nici Germania, nici Franța, nici Italia în România. Așa cum dacă mergem în Etiopia, nu putem să avem pretenția ca cetățenii etiopieni să fie de culoare albă. Ei vor fi și vor rămâne de culoare neagră. Românii vor rămâne români. Haideți să încercăm, chiar dacă este ceva mai greu și original, să construim o democrație românească. Cine știe? Poate peste 50-100 de ani, democrația românească ar putea să devină un exemplu pentru celelalte țări europene. Iată ce se întâmplă acum. În toate țările, așa zis, de largă circulație democratică, n-aș spune renaște, se naște extremismul de dreapta. Singura țară din Europa unde practic nu există extremism de dreapta e România. Deci iată, noi am putea fi un exemplu. Asta i-am propus prin 97-98 lui Ion Rațiu și mi-a dat dreptate. Și pentru că am amintit de 97-98, trebuie spus clar că n-a existat o rivalitate dușmănoasă între Corneliu Coposu Ion Rațiu sau Ion Rațiu Corneliu Coposu. Nici măcar între Emil Constantinescu Ion Rațiu sau Ion Rațiu Emil Constantinescu. S-au contrazis exclusiv politic. Făceau parte din același partid, practic împărtășeau aceeași ideologie, doctrinele unuia sau a celuilalt se diferențiau pe aici pe acolo. Dar trebuie știut asta, pentru că am observat, mai ales în partea asta a societății, care am fost cu Convenția Democratică și așa mai departe, am observat menținerea ideii că ar fi fost vreo dușmănie între Coposu și Ian Curaciu. Nu e adevărat. Chiar când se întâlneau, dădeau dovadă de o cordialitate neașteptată. Care se vede. Se vede, da, sigur că da. Adică n-a contat faptul că aveau oarecum viziuni diferite. Și sigur, el însuși, Corneliu Coposu, se deosebea de restul membrilor partidului. Era dintr-o altă croială. A reușit să-și păstreze personalitatea, era democrat, și admira pe Ion Rațiu, dar el, în calitatea lui de președinte al partidului, avea, practic, de răspuns, îl promovez pe Ion Rațiu să supără întregul partid, deci nu o să mai rămânem în partid decât eu și Ion Rațiu. Drept pentru care mai bine trebuie să le dau și lor tot felul de satisfacții politice, cu riscul că mă supăr cu Ian Curațiu. Eu am avut prin 93-94 am avut niște discuții pe tema asta cu Corneliu Coposu, eu încercând întotdeauna să-i unesc, să-i contopesc chiar. Mă și gândeam așa, cum ar fi o personalitate care să aibă și din Corneliu Coposu și din Ion Rațiu. Asta ar fi fost idealul. Da. Și am purtat niște discuții cu Corneliu Coposu atunci. Se îmbolnăvise, venea la tratament în Germania
am petrecut foarte multe ore împreună și spunea că eu îl înțeleg pe Ian Curațiu, dar ce să facem? Suntem un partid, e un partid eterogen, e un partid cu o sumedenie de idei și de angajamente, e un partid format din niște oameni care abia acum se trezesc din dictatură, îmi spunea Corneliu Coposu. Și asta, într-adevăr, a rămas, din păcate, până la sfârșit, diferența între un Ion Rațiu și partidul din care făcea parte și chiar între Corneliu Coposu și partidul pe care îl conducea. Am scris chiar zilele astea pe Facebook o convorbire, pentru că a fost ziua aniversară a lui Coposu la 20 mai, ar fi avut 102 ani, și mi-am adus aminte de ultima mea discuție cu Corneliu Coposu în 95, puțin înainte de a se sfârși din viață, când mi-a prezis exact rezultatul alegerilor din 96, dar imediat a adăugat. Zice, din păcate, partidul încă nu este apt pentru a guverna eficient și s-a dovedit că așa e. Și, din păcate, Emil Constantinescu nu e cea mai potrivită desemnare și iarăși s-a dovedit că așa a fost, dar, și cu un gest așa, are semnare și lehamite, cu țigarea, bineînțeles, în mână, Corneliu Coposu îmi spune, este însă prea târziu, nu mai putem schimba nimic. Și m-am despărțit și de Corneliu Coposu cu gândul, zic eu, mai senin, că nu aveam în față un dușman al coexilatului meu, Ion Rațiu, de care eu vrând nevrând mă simțeam mai apropiat. Am împărțit atâtea, chiar și lacrimi în exil, când vedeam ce se întâmplă în țara noastră și când încă Occidentul era nelămurit. Mi-aduc aminte de vestitul aruncat cu roșii și cu ouă la vizita lui Ceaușescu la Londra, când s-a pus un autobuz, poliția a pus un autobuz în vază și s-a aruncat peste, până și un lord ca Ion Rațiu apela la forme de protest profane, tocmai pentru a atrage atenția. Dacă până și un om cu papion ajunge să arunce roșii, înseamnă că este un motiv. Înseamnă că se întâmplă ceva în țara aia pe care, trebuie să spunem, o regina Angliei l-a plimbat în caleașcă și un președinte american l-a tratat cu toate onorurile spre amărăciunea exilaților români și a durat mult până când înalții demnitari occidentali s-au convins că unii Ion Rațiu și ceilalți exilați aveau de fapt dreptate și în România se petrecea o nenorocire. Un neam era pur și simplu mutilat. Și știam toți asta, iar Ion Rațiu era printre cei mai triști din cauza asta și, din păcate, s-a și sfârșit din viață trist. Ion Rațiu a murit ca un român trist. Ah, interesant, pentru că avem ultimul lui carte de felicitare, unde spune că murise fericit. Da, bine, el a fost întotdeauna un om care împărțea optimism, da. Chiar dacă în sinea lui era ceva mai trist. A avut niște tristeți, poate eu, pentru că am stat mult împreună și atâtea discuții și asta, poate eu mi-am dat seama. Restul oamenilor, nu. Și, sigur, până a murit, a rămas un politician. Politicienii întotdeauna, cum s-ar spune, își vând ideile. Și atunci, cum să fi spus politicianul Ion Rațiu mor trist? Nu, a spus că moare cu fericirea în suflet. El și atunci a făcut politică. Și atunci a încercat să-și învețe publicul să-și accepte sfârșitul vieții ca pe ceva bun. Iată, asta e politică. Dar în sinea lui
totuși a fost trist. Am purtat multe discuții și știu că își învingea stările, dar ele existau. A fost un român trist. Cum era cu credința? Discret. Era ceea ce am observat la Ion Rațiu, foarte puțini. El era într-adevăr un creștin, mai puțin ritualist. În România încă nu s-a retrezit credința în Dumnezeu și în Iisus Hristos. În România oamenii încă păstrează ritualuri, obiceiuri. Întrebi orice român, dom'le, de ce ți-ai botezat copilul? Păi că așa se face. De ce faci parastase? Că așa se face. De ce te-ai căsătorit religios? Că așa se face. Nimeni nu spune că din profunzimea credinței și dedicației divine întreprinde asemenea gesturi religioase. Ion Rațiu era exact antipodul unui ritualist, credea în Dumnezeu și respecta extraordinar de mult credința. De aceea, la mormântarea lui, am fost foarte mâhnit până la furie că nu ni s-a permis să înălțăm un catafalc în Biserica Raților din Turda, rechiziționată fiind între timp de cealaltă confesiune românească, Ortodoxia, cu toate că zău de-aș fi văzut vreun motiv de separație, gândindu-mă că în exil ortodoxul, greco-catolicul Ion Rațiu participa, a venit chiar la München, participa la slujbe ortodoxe, ba chiar a și contribuit în momentul în care s-a înființat o parohie ortodoxă a românilor din München. Așa că ceea ce s-a întâmplat la mormântarea lui la Turda în 2000 m-a dezamăgit. Iată încă un motiv de a pleca trist de pe această lume. Adică cum? Un Rațiu să nu poate să fie pus în Biserica Raților, a familiei Rațiu. Așa e cunoscută în toată regiunea. Pe de altă parte, a fost o mormântare impresionantă. Au venit mii de oameni. A fost extraordinar, pe un frig, un ger năprasnic. A fost ceva extraordinar. Așa că, zic eu, bine s-a făcut că i s-a pus locul de veci acolo, în Turda lui, la care a visat 50 de ani de exil. Câteodată stau și mă gândesc, eu am fost în exil 20 de ani, dar câteodată stau și mă gândesc, 50 de ani să fii exilat este ceva extraordinar prin faptul că nici măcar o picătură de românism nu i-a dispărut. Purta papion, ei, și a fost atât de simpatic întotdeauna și a fost semnul lui distinctiv, papionul. Iată că aproape nu mai îndrăznește nimeni să poartă papion în România, pentru că își dau seama că e foarte greu să ai eleganța de a purta papion. Nu e ceva simplu. Și sigur că în același timp oamenii, cum spun, asociază acest obiect vestimentar, papionul, cu memoria lui Ion Rațiu. E foarte bine, excepțional. Da. Trebuie să adaug că relativ recent preoții de la Turda, da, Seștilor din Turda, au cerut iertare din partea familiei într-un mod. Asta e frumos. Da. Asta e frumos. Da, atunci nu știu, a fost o neînțelegere, sigur că încă era anul 2000, abia 9 ani de la schimbare, de la revoluție. România și acum mai e, dar minte atunci era țara degetului în sus, spun eu,
Și râdea și Ian Curațiu când spuneam, zice, în țara asta toată lumea e cu degetul în sus. Adică toți așteaptă de undeva de sus ori o permisiune, ori o dispoziție, ori un ordin. Toată lumea e cu... Și probabil și ierarhii de la Biserica Raților din Turda vor fi așteptând atunci cine știe ce dispoziții de la cine știe ce episcop, cu toate că sunt convins n-ar fi fost sancționați dacă deschideau ușa bisericii și am fi pătruns acolo. A fost un moment de o demnitate extraordinară. Ne-am oprit toți în fața bisericii, la minus 15-20 de grade și ne-am ținut discursurile mortoare acolo. Un moment în care m-am despărțit cu greu cât a trăit eu în Rațiu, am avut permanent sentimentul, măcar suntem doi. Acum nu mai rămăsesem decât eu. Având un exercițiu de democrație mai avansat decât restul societății românești. Încerc să-i perpetuez ideile, cum am mai spus, eu am învățat enorm de la Ion Rațiu și poate într-o zi România va fi așa cum a visat-o și el, cum o visez și eu și sper să o viseze din ce în ce mai mulți. Da. Ați pătruns da. Expoziția. Expoziție ca lecție de democrație. De e impresionant, e impresionantă expoziția, mai ales că este de fotografii. Se știe, nu, din meseria noastră, media, o imagine face cât 1000 de cuvinte și, într-adevăr, la fiecare fotografie pe care o privești aici, constați deschiderea, jovialitatea cu care Ion Rațiu s-a aflat alături de indiferent care dintre români. Că erau adversari politici, că erau prieteni, că erau asociați, a fost întotdeauna un om deschis. Este impresionant și mă gândeam că poate într-o zi, când și această expoziție se va sfârși, să fie făcut un album, dacă o fi posibil, care să rămână pe un raft de bibliotecă. Mă gândesc la Biblioteca Academiei Române, de exemplu. Loc în care Ion Rațiu ar fi trebuit să fie, să fi devenit academician. Era locul lui. Acolo, cred că și-ar fi găsit deplinătatea angajamentului lui, inclusiv politic, dar Ion Rațiu era un creator de idei. N-a fost așa un simplu militant politic, partinic și așa mai departe. Nu, el a emanat idei întotdeauna originale și întotdeauna de urmat. Unele au și fost urmate, altele nu, sau mai puțin, dar locul lui incontestabil ar fi fost în Academia Română. N-a fost să fie, atunci măcar fotografiile vieții lui să-și găsească locul în Biblioteca Academiei, ca peste 50-100 de ani, cei de atunci să vadă că mai există și altfel de români. Să nu uităm un lucru foarte important. Când noi nu vom mai fi, majoritatea cărților de pe rafturi sunt cele scrise tocmai de aceia care au instaurat, au menținut comunismul și au combătut democrația. Iar în democrație, ei nu fac altceva scriind decât să justifice nemernicia pe care au făcut-o până în 1989. Alea sunt cele mai multe cărți. Și atunci puneți-vă în situația cercetătorului de peste 50-100 de ani. Sunt singurele lui surse. Și va crede că România așa a fost, cum spun comuniștii că ar fi fost, cum spun dictatorii că ar fi fost. Am făcut această constatare de curând. Niște domnișoare istoric tinere, 30-35 de ani, au făcut o cercetare despre problema natalității în vremea
lui Ceaușescu. E bine, ele au luat cifrele oficiale de la ministerele respective. Păi erau cifrele, știm noi, alea mincinoase. Iată pericolul. Deci, într-o zi, nu se va ști decât că România a fost... Chiar o să-și pună întrebarea, oare ce-ar fi avut bezmetice în decembrie 89, dar au ieșit pe străzi? Că uite ce bine era, nu? De-aia e bine și aceste fotografii, cu câte o explicație sau alta, să rămână undeva într-o bibliotecă, pentru ca cei de peste decenii să aibă posibilitatea să își fixeze jaloane cu privire la istoria României. Iar Ion Rațiu, e clar, rămâne printre marile, importantele figuri ale acestei țări, chiar dacă n-a fost nici președinte de țară, n-a fost nici președinte de parlament, n-a fost nici ministru, în asta constă chiar marea lui personalitate. Iată, rămâi în istorie fără să fie avut funcții. Este formidabil. Este, s-a impus. Nici n-avea nevoie. Ion Rațiu n-avea nevoie să fie nici ministru, nici... Nu. A fost de ajuns acel moment când au oprit minerii în Parlament. Aia a fost, într-adevăr, momentul lui de reper, borna kilometrică a carierei lui politice. Prin aia a dovedit nici unul de la ora aia. Cred că nici Ion Iliescu n-ar fi fost în stare, cu toate că era președinte, n-ar fi fost în stare să oprească hoardele de mineri. Ion Rațiu a putut. Asta spune ceva. Și spune exact ce am spus eu mai înainte, o mare personalitate politică care, pentru dimensiunea sa, n-a avut nevoie de nicio funcție înaltă. Nu. Se spunea chiar și despre Coposu, președintele moral al României, nu ținem minte până să se sfârșească. E bine, Ion Rațiu a fost președintele democrației românești. Adevărat, era mai slabă în vremea aia în România, dar democrația avea un președinte. Și președintele ăla s-a numit Ion Rațiu. Clar. Bine. Felicitări pentru expoziție și să dea Dumnezeu, cum am spus, să revăd fotografiile astea din când în când, cu nostalgie, acolo, undeva pe un raft de bibliotecă. Merită Ion Rațiu asta, merită. Trebuie făcut. Bine. Sănătate.